Ce înseamnă pentru tine Building Bridges? Primul lucru care îmi vine în minte se referă la comunități, la oameni. Podurile nu sunt pur și simplu niște chestii de oțel, sunt niște chestii de oțel care unesc oameni, care aduc oameni unul spre celălalt. Asta mă gândesc. Și mai ales în contextul zilei de astăzi mă gândesc la toți ai noștri, aproape 6 milioane de români în diaspora, care sunt așa de departe, dar cu sufletul așa de aproape de aici. Acceptat invitația noastră și îți mulțumim. Însă sunt unii oameni care sunt reticenți la accepta o invitație TEDx. Da, și eu am fost. Un sfat sau un îndemn, care ar fi acela pentru viitorii speaker TEDx? Să muncească mult la speech. E o responsabilitate. În momentul în care urci pe o scenă, lași ceva acolo. Și e important să lași ceva, o bucățică din tine și o bucățică din ce ai învățat de-a lungul timpului. Așa că o scenă nu e pur și simplu o scenă de unde să te arăți, ci e un loc de unde să împarți. Așa că viitorilor speaker le doresc să găsească ce au mai bun și mai frumos și ce au învățat mai fain și ce au mai bun de dăruit. Mulțumesc, cu drag!